ce ne te judeci? Cu agenția națională specială. Dar și nu-ți place? A fost o emis ilegală transfer de la locuință protejată în centru de plasament din Bădiceni. Și nu-i bun la Bădiceni? Cetatea Sorocei aproape. Pentru mine e dificil. În a doilea rând n-am fost informat. În scurt a fost abuziv. Am înțeles. Și n-ai încercat pe calea amiabilă să-i rogi frumos? Nu, n-au acceptat și ți-am apelat pe avocat de stat. Am înțeles. Și doamna te reprezintă de la stat, doamna, da? Doamna, o să reprezint de toate circunstanțele în față de judecată. Fain. Și n-ai putut să urci scările? N-am putut să urc mai mult scările, fie urât, pot să obosesc, chiar obosesc. De ce e? Dar nu ești cu cărucioră? Nu, e la intrare, e cărucioră. Ah, ok. Și cine te aduce de la Soroca? Domnul Ion Gulcă, director. A, chiar directorul? Da. Centru plasament sau cum da. Se cheamă el, da? Fiecare persoană, fiecare internat, sau când directorul. Da, da, da. De atâta. Ei sunt obligați. Să asiguri dreptul la justiție, nu? Acces la justiție. Și la apărare. La fundamentale. Deam la apărare, doamna avocată, directorul. Nu se pricepe, nu cred că e jurist. Și de cât timp ești acolo? Mai mult de un an, mă ating. Un an și jumătate. Un an și jumătate. Mm. Un an, an. Tu te vrei înapoi la Orhei sau în altă locuință? Eu vreau înapoi. Mai sunt alte locuințe de astea protejate? Eu, locul meu... Tu vrei acolo? Da. Bun, dar acolo de-am sunt alți băieți, nu? Nu, ei acolo fost chiar și nu putem... vorbesc cu colegii de la locuință care am fost. Că le interzice să vorbească cu mine. Acum, la telefon sau pe internet? Pe internet. Și am întrebat de ce se întâmplă și de mamă o doamnă care pe nume Elena Gozun, din păcate cred că n-a venit. E angajat acolo? Nu mai este. Este un fel de sponsor, de tot din Chișinău. Ok. Și care ne-a făcut contract cu internetul ca să putem comunica. Fain. Și? Și? S-a interesat de ce nu puteți comunica. Și am înțeles, chiar am rugat pe dânsă să contacteze cu băieții. Nici cu dânsă, de-am nu vor. Le-au interzis. Cei care de la Orhei este responsabil pe locuințele este protejate. Este extrem de grav ceea ce se întâmplă. Dacă îl cunoști pe... Și cu cine comunici? Numai cu cei din Soroca, din Bădiceni și atât, da? Da, așa. Dar e, pentru mine e dificil, e foarte... Eu nu e cei care e ca când... Nu e viața mea privată. Nu mă pot deplasa, trebuie să alerg. Dă-ne mașina, fă așa. Nu, este extrem de gravă la 99,2%. Dar tu oricum nu te născuse la Orhei, de unde ești? Eu sunt născut din Centra Lungă, sudul Moldovei. Dar de la 4 ani sunt la centru de plasament din Orhei. Și n-ai rude în sud? Am rude. Dar nu se răspunde. Răspund, dar rar. Cum latrul meu, de la sora mea și mitică. Mai comunic. Și nu te-au dus la sud la cea de lungă, te-au dus la Soroca. Da, nu știu ce s-au gândit. O să vedem și poziția, o să expun judecătorul. În caz de, eu cu avocatul, eu trebuie să continui circunstanță. În caz de judecătorul, eu sper că va accepta această concluzie, poziția nouă la amândoi. Sper și eu. Pentru că vreau să mă întorc înapoi și trebuie să mă încep. Hai să vedem. Agenției Naționale pentru Asistență Socială privind contestarea actului administrativ individual
defavorabil. Ședința publică se înregistrează audio, se verifică prezența. Reglamentul stă în efivam. Eu sunt Ivan Sane, reclamantul. Bine, buletinul de identitate, vă rog, dacă vezi. Poftim. Doamna avocat, ce care mi-a luat așa? Să trece simație, vă rog, transmiteți pentru conservat date de procesul verbal și din sedinte de judecată. Mandatul avocatului domnului Cecan Ludmila, atașat la materialele cauzei din 4 decembrie 2020. Partea adversă, Agenția Națională Asistentă Socială. Revelac Mariana, reprezentant. Vă rog un act de identitate și procura dumneavoastră. Agenției Naționale Asistență Socială, doamna Revelac Mariana, procură din 21.01.2020, la sfârșitul valabilității acestei nefiind indicate valabilă un an, se confirmă că activează în funcție de specialist principal în serviciul juridic. Aveți un certificat nouă procură prin care ați fost considerat să reprezentați interesele acestei autorități publice. Este o practică obișnuită din cadrul acestei agenții sau este o neclarită? Deci am mai fost în unele instanțe unde s-a cerut certificat de activitate. Am mai fost în unele instanțe de judecată unde judecătorul a cerut certificat, precum că activez în cadrul agenției. Am înțeles. Bine. La moment. Am înțeles. Respectiv este și procură din 18 ianuarie 2021, care atestă împuternicerile acestea valabile până la finele anului curent 31 decembrie anul 2021. Dumneavoastră, vă rog. Oleg Briega de la Curaj TV, vă rog să-mi permiteți să asist și să filmez dacă se poate. Domnul Briega, cred că cunoașteți foarte bine norma legală relevantă. Legea vă permite, cu permisiunea judecătorului și celorlalți participanți, mai punem în discuție, dar cunoașteți că aveți posibilitatea de a filma etapa pregătitoare a ședinței și deja pronunțarea actului judecătoresc. În ceea ce vizează, puteți să asistați, ședința este publică doar să nu filmați sau să nu înregistrați video ședință. Ok. Este bine, da? Bine.